Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 5 lei după o perioadă de aproape 2 luni în care carburantul s-a comercializat sub acest nivel și litrul de motorină este foarte aproape de a trece din nou de acest prag. Potrivit datelor furnizate, în primul semestru al anului, cererea de carburanțe din sectorul de retail, cel mai important segment al pieței de 10 miliarde de euro al benzinei și motorinei, a crescut cu 5,6% față de perioada similară a anului trecut. Absolvenții clasei a 12-a care s-au înscris la a doua sesiune de bacalaureat de anul acesta au susținut astăzi proba la alegerea profilului la una din cele 10 materii la care pot opta. Afișarea rezultatelor se va face în data de 29 august până la ora 16, iar depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi între orele 16 și 20, urmând ca pe 1 septembrie să fie afișate rezultatele finale. Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 42.261 de absolvenți de liceu, potrivit datelor Ministerului Educației. Doar jumătate din dosarele de daune RCA primesc bani în termenul legal de 10 zile. La nivelul pieței de asigurări, plățile daunelor RCA au fost achitate în termenul legal pentru 51,16% din dosare, relevă un studiu al Autorității de Supraveghere Financiară. Societățile de asigurare au deschis în perioada iulie-decembrie 2015 un număr de peste 116.000 de dosare de daună pentru polițe de asigurare obligatorii auto RCA, dintre care 81,73% reprezintă dosare plătite de către asiguratori, 1,65% dosare deschise pentru vătămări corporale, 3,69% reprezintă dosare de regres, 12% sunt dosare neplătite, iar 0,93% sunt dosare respinse de la plată de către asiguratori. Sărăcia și cariera femeilor amână decizia de căsătorie. În 1980, o femeie se căsătorea la 22 de ani, iar un bărbat la 25 de ani. În 2015, vârsta medie a femeilor la prima căsătorie a fost de 27,4 ani, iar a bărbaților de 30,6 ani. Amânarea cu 5,5 ani în media căsătoriei în ultimii 35 de ani reprezintă o schimbare care are la origine mai multe motive. Pornind de la dorința femeilor de a-și dezvolta o carieră până la nesiguranța dată de nivelul scăzut de trai al tinerilor, explică specialiștii. Vremea va fi predominant frumoasă în acest weekend, cerul va fi mai mult senin, exceptând partea de sud-est a țării, unde cu precădere spre seară și în cursul nopții va avea loc norări și va ploua local în Dobrogea, în special în zona de litoral și în delta, dar și izolat în sudul Moldovei și în Bărăgan. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 31 de grade, iar cele minime se vor situa între 6-7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-22 de grade pe litoral.